Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. Bine v-am regăsit, dragii mei! Frumoasă iarnă, nu? Adevărul este că după vremea bună, prea bună, pe care am traversat-o în perioada asta de iarnă astronomică, a venit în sfârșit și mult, mult așteptata zăpadă. Este frumoasă zăpada dacă o privești așa din casă pe fereastră unde este cald, sau dacă ai norocul să stai la oraș, sau ca noi, care ne aflăm aici în grădina botanică unde este cald și bine, ceea ce vă urez și dumneavoastră. Și mă gândesc așa că, uitați, printre plantele astea atât de frumoase, pot să fac puțină ordine în gând și chiar încerc să vă spun sumarul emisiunii. Încercăm să privim mai cu speranță către viitorul cercetării românești, fapt pentru care ne vom opri la două foarte importante centre de dezvoltare agricolă, bineînțeles două stațiuni cunoscute. O să le vedem la timpul potrivit. Să știți că iarna este grea și pentru albinuțe, așa că noi propunem să oferim apicultorilor o rețetă prin care să le poată prepara mâncare în așa fel încât să treacă și ele cu bine peste iarna asta foarte grea chiar și pentru noi. Vorbim și despre metode eficiente pentru protecția plantelor, dar și despre un sistem nou de furajare, astfel încât animalele pot să pască și acum iarna, să știți, dar în grajd. Și la final, așa cu umor, vă vom spune și pățania unui fermier care era cât pe ce să dea greș cu animalele lui. O să vedem despre ce este vorba la timpul potrivit. Dar, dragii mei, să nu dăm prioritate relelor. Eu zic să începem emisiunea într-un ton optimist și cine ar putea să ni-l insufle mai bine decât directorul stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă, Teleorman. Haideți să vedem ce ne spune. Domnule Emilian Negrilă, sunteți directorul stațiunii de cercetare, dezvoltare pentru cereale și plante tehnice din Drăgănești Vlașca. Cu ce obiective pornește stațiunea în acest an? Ce obiective v-ați propus pentru 2014? Pentru anul în curs, 2014, stațiunea de cercetare își continuă activitatea pe niște obiective care au fost stabilite din anii trecuți și, bineînțeles, față de obiectivele generale pe care le-am avut, testarea tuturor soiurilor hibrizilor la principalele plante de cultură, elaborarea elementelor tehnologice specifice pentru această zonă de sud, testarea unui sortiment foarte larg de pesticide, în așa fel încât să punem la dispoziția producătorilor agricole toate noutățile care privesc aplicarea în această zonă, cunoscută ca fiind o zonă cu importante resurse termice, dar de regulă cu deficite hidrice. Lucrările de ameliorare la mazăre năut, ele continuă și cu satisfacție pot să vă spun că avem rezultate și ceea ce noi am creat la ricin, mazăre și năut a început să fie și foarte căutat. Am avut o surpriză foarte plăcută, cultura de mazăre, s-au vândut cantități importante de semânță din toamnă, sunt multe solicitări în această primăvară. Pe ce suprafață se cultivă mazăre în zona noastră? La această dată undeva în jur de 3.000-4.000 de hectare, dar având în vedere cerințele comunității europene pentru plata integrală prin procesul de reînverzire de anul viitor, vom fi obligați toți producătorii agricoli să avem în structura de culturi minim 3 culturi, de regulă 4, din care o cultură trebuie să fie leguminoasă, cu o pondere destul de importantă, 10-12-15%. Iar varianta pe care noi mergem în zona de secetă și arșiță, unde nu mai funcționează sistemele de irigație, este practic mazărea și năutul, care răspund foarte bine acestor condiții. Bineînțeles, am continuat după aceea cu producerea de semânță, am produs cantități destul de importante de semânță pe care le-am și valorificat. Despre ce cantități vorbim? Este vorba de urs pentru semânță, soiuri lezonate, grâu pentru semânță. Aceste, la un loc, au fost în jur de 9.000 de tone de semânță. Anul trecut? Da, sigur, în toamna anului trecut au fost vândute aceste cantități. Avem și ceva semânță, bineînțeles, o mai reduse cantitativ, din culturile pentru primăvară, mă refer în primul rând la floarea soarului, la porumb,
pentru că nu mai dispunem de suprafața necesară ca să putem să multiplicăm. Chiar vreau să vă întreb, reușiți să faceți față cererii fermierilor din zonă? Măcar pentru zona noastră, nu vorbesc de restul zonelor. Cu greu facem, dar față de alte unități, cu sinceritate vă spun, noi am putea să vindem mult mai mult, dacă am putea să producem mai mult. Ce suprafață aveți în momentul acesta? Suprafața s-a redus de la 3200 de hectare arabil la 2600 și este în continuă descreștere acestei suprafețe. Cu regret, trebuie să spun că nu... A trebuit să retrocedați terenul sau ce se întâmplă? Da, să retrocedăm. Au fost hotărâri revocabile și definitive, deși legea a protejat foarte mult, totuși trebuie să spun, patrimoniul unităților de cercetare. Dar așa cum se întâmplă la noi, prevederile legale sunt unele, interesele unor alte. Da. Revenind acum la proiectele noastre de ameliorare, de genetică, cu ce noutăți veniți? Ce hibrizi ați recomandat, spre exemplu, anul acesta fermierilor, având în vedere toate aceste schimbări climatice din ultima perioadă, vorbind de secetă, de toate aceste condiții nefavorabile? Este și anul 2013 a confirmat acest lucru, că cuprinderea în structura de culturi a unor soiuri românești la orz greu, a unor hibrizi românești la porumb, la fără soiului, asigură stabilitatea necesară producției, chiar dacă randamentele uneori de hectare sunt ceva mai modeste decât unele creații din Comunitatea Economică Europeană. Dar este practic foarte convingător faptul că din sămânța categoria biologică bază, unitatea a vândut aproape 7500 de tone de sămânță și vreau să vă spun că la mari cultivatori, unde nu se pune problema că nu cunosc sau nu știu ce doresc, la orz s-a comportat excepțional soiul cardinal, la cultura de fara soarului suntem într-o colaborare destul de avansată cu o firmă din afară pentru a modifica și consolida practic hibridul favorit, în așa fel încât să imprimăm rezistența la tribenurum, adică să fim în pas cu ceea ce se întâmplă cu deja toate pe piață, firmele, da. Sigur, cu toate firmele mari producătoare de sămânță. La porumb, hibrizii care practic am produs sămânță și vreau să vă spun că am revigorat categoriile superioare la acești hibrizi și formele parentale, în așa fel încât la hibridul Work, la hibridul 1376, rezultatele au fost foarte, foarte bune. Iar producătorii agricoli, față de toată paleta, oferta care există pe piață, preferă acești hibrizi, tocmai datorită stabilității producției, aproape indiferent de condiții, vă spun, cu producții nu foarte mari, mai modeste, dar foarte sigure și cu niște calități. Chiar aș fi vrut să vorbim un pic despre caracteristicile acestor hibrizi. Să luăm floarea soarelui și porumb, pe scurt. Da, la cultura de porumb trebuie să spunem foarte, foarte clar că hibrizii autohtoni au, practic, o mare calitate. Faptul că în structura genetică intră linii populației care au fost, practic, adaptate perfect în această zonă și vreau să vă spun că, de exemplu, structura hibridului Olt intră o populație din zona Zimicea, unde este practic cea mai mare resursă termică din țară și, de regulă, în zona Brânceni, cea mai mare deficit de umiditate care se poate înregistra. N-are cum o linie, o populație creată în aceste condiții... Ameliorată în timp, să fie practic concurată de alți hibrizi care vin din afară și care trebuie să spunem că au început să se miște și firmele din afară care oferă sămânță hibridă de porumb au început să înțeleagă că, practic, în cultura României, în zona de arabilă a României, factorul limitativ rămâne, practic, apa. Apa, sigur. Este ușor să indicăm foarte clar, știți, în regim irigat, trebuie să pornim de la o realitate. Regim irigat pornim de la un sistem neirigat pentru România, asta este clar, da. Practic, pleacă de la ceea ce au în clipa de față. Adică că aici, pe acolo, se mai întâmplă, se mai erige și astea, dar vorbesc în zona noastră, Teleorman și chiar în Giurgiu, nu sunt suprafețe sau foarte nesemnificative care se erigă. La floarea soarelui, pierdem de vedere și am mai spus-o, chiar cu riscul de a mă repeta, România a fost pionierul hibrizilor de floarea soarelui mondial. Iar linia 1093, creată la Institutul de la Fundulea, creată de un colectiv minunat, profesionist, este practic linia care face parte dintr-o structură foarte largă de hibrizi care găsim pe piață.
și nu poate nimeni să conteste acest lucru. Valoarea lor, da. Este drept că nu poți să faci cercetare fără să ai, practic, asigurată partea financiară. Adică ceea ce facem noi, încercăm să menținem. Dar ca să devenim performanți, ca să putem să avem două cicluri de producție pe an, unul în zona aceasta, unul în zona de sud, în așa fel că să câștigăm în procesul de ameliorare. Sau de ce sume ați avea nevoie? Sumele trebuie să vină practic atunci când le cerem și în afară de sume, încep să se simtă foarte acut problema personalului. În momentul în care toată activitatea asta de cercetare, trebuie să spunem... Câți oameni mai aveți în stațiune acum? Noi avem, lucrează un colectiv de 12 oameni, cu o structură de 2 cercetători CP1, 3 CP2, avem și în CP3 și asistenți de cercetare. Problema de fond este următoarea. Noi am creat personal aici, acest personal practic n-am putut să ne asigurăm mai mult decât prevede legea și legea a fost extrem nu puteți de, să-i mențineți. De limitativă și nu s-a putut menține. Adică îi pierdeți. Toți cei care au plecat de aici se duc în mediul privat, probabil. Sunt în mediul privat, sunt firmele concurente care îi preiau și vreau să vă spun că ajung acolo să conducă departamente de cercetare cu rezultate foarte bune, excepționale. Oamenii de știință care își desfășoară activitatea în domeniul ameliorării plantelor de cultură spun că agricultura modernă se poate face cu tehnologii speciale care asigură o producție maximă chiar în perioade foarte vitrege de climă. Ei au obținut, să știți, dragii mei, niște hibrizi de porumb care sunt campioni în luptă cu seceta și au reușit să scoată niște generații noi de floarea soarelui, hibride floarea soarelui, care produc 4 tone la hectar. Doamna Maria Căj, reprezentați una dintre cele mai mari companii furnizoare de semințe din România, dacă nu la nivel mondial. Lumea deja vă cunoaște, fermierii vă cunosc de la evenimentele organizate pentru ei. Astăzi ați organizat un eveniment de lansare a noii generații de produse, o genetică nouă, să înțeleg. Despre ce este vorba? Astăzi avem plăcerea să prezentăm în fața peste 300 de fermieri și dealeri pe care noi îi avem în țară, a două concepte noi. Mai exact, continuăm conceptul Aquamax, lansarea conceptului Aquamax cu noi hibrizi care intervin sau includem în această grupă. Mai exact, 3 hibrizi noi, iar la Floarea Soarelui am lansat astăzi conceptul protector, care se referă la o gamă de hibrizi care sunt sau asigură protecție culturii de floare față de lupoaie și față de noile rase de mană existente în țara noastră. Mi-aduc aminte că anul trecut, în vară, când v-am văzut tot la un eveniment pentru fermieri, vorbeați pentru prima oară de acești hibrizi Aquamax, capabil să ofere producție foarte mare în condiții de secetă. Să vorbim un pic despre caracteristicile acestor hibrizi, cu ce informații sunt ei inoculați în gena lor. Acești hibrizi au fost creați prin procedee de ameliorare rapide, mai exact Accelerated Yield Technology, și s-a urmărit ca prim caracter genetic să fie acela de creșterea toleranței la secetă. Deci acești hibrizi au o toleranță ridicată la secetă sau mai ridicată față de alți hibrizi existenți pe piață, iar ca și caractere agronomice care ajută la acest lucru, ne referim la volumul de sol explorat de rădăcină, deci rădăcinile sunt mult mai bine dezvoltate, explorează un volum mai mare de sol, frunzele au o orientare sau un unghi mai mic de inserție și, bineînțeles, planta este mai viguroasă și caracter ce îi oferă o rezistență mai mare la arșița atmosferică, care de fapt este una din problemele principale apărute în ultimii ani la noi în țară. Și de ce producții vorbim în cazul acestor hibrizi? Deci, da, la acești hibrizi vorbim de producții de 3% mai mari în condiții normale de cultură față de hibrizii cu care a fost sau sunt comparați sau sunt cultivați în paralel și de 5% producție mai mare în condiții de secetă.
Din ce dată vor fi ei disponibili pe piața din România? Ei au fost deja introduși în sezonul 2013, bineînțeles, trei dintre ei și în cantități limitate, iar în acest sezon avem 6 hibrizi și sperăm noi să avem cantități suficiente ca să satisfacem nevoile tuturor curioșilor din agricultura noastră. Aveți deja fermieri interesați? Oh, da, toată lumea vorbește despre acești hibrizi, mai exact unii dintre fermierii, să spunem așa, cu cunoștințe mai puține în domeniul agricol sau ne cer hibrizi cu apă în ei. Bun, revenind la tehnologia pentru floarea soarelui, spuneați că aveți noi produse împotriva celui mai mare dăunător, da? De la unui parazit, robanche, lupoaie. Ce știe să facă acest produs? Și cel care este împotriva manei? Să vorbim și despre acesta. Deci, având în vedere, așa cum spuneam și la prezentare, că suprafața sau majoritatea suprafeței culturii de floarea soarelui este în zonele afectate de acest parazit, vorbim de sud-estul României, și acest parazit a evoluat și el de punct de vedere genetic, au apărut rase noi, atunci cercetătorii noștri au încercat să creeze hibrizi de floarea soarelui care să vină în întâmpinarea acestor rase noi de eurobanche, care în condiții de atac puternic distruge cultura de floare. Mai exact, avem hibrizi care rezistă la aceste rase noi apărute în România. Până la rasa H? Până la rasa H, da. Acum v-aș întreba și altceva legat de acest produs. De fapt, nu de produs. Haideți să vorbim despre cultura de floarea soarelui în general în România. Ce se va întâmpla cu ea în acest an? Spuneați că este posibil să avem un atac mai virulent din partea acestui dăunător. Nu, fermierii care vor să se protejeze împotriva lupoaiei cumpără și seamănă hibrizi cu rezistență genetică la lupoaie. Este singurul mod de a interveni în combaterea acestui parazit. Vă mulțumesc foarte mult și nu înainte de a termina, aș vrea să vă mai întreb de proiectul pe care dumneavoastră îl menționați anul trecut legat de stațiile meteo. Îl continuați? Acest proiect se numește NCLAS și este vorba de o bază de date pe care noi o îmbunătățim, de date climatice, și nu se pot aduna altfel decât cu ajutorul unor stații meteo pe care noi le-am instalat. Până în acest moment avem 80 de stații meteo în România și dorim să continuăm această investiție deoarece sau cu scopul de a crea hibrizi microzonați pentru fiecare microzonă de cultură, că așa cum știm în România avem diferențe foarte mari de climă între o zonă sau alta țării. Deci intenționați să aduceți și hibrizi personalizați pentru fiecare fermă în parte. Așa cum spuneam, dorim să avem hibrid pentru fiecare hectar. Vă mulțumesc foarte mult și succes în activitatea noastră. Mulțumesc și eu. Fără îndoială, dragii mei, o agricultură modernă și performantă nu se poate concepe fără niște metode noi, extraordinar de bune pentru protecția plantelor. Să știți că de ani de zile companiile investesc bani în cercetare ca să iasă pe piață cu produse bune și foarte sigure. Cum aplică fermierii aceste metode și ce rezultate au? Haideți să vedem în următorul reportaj. Bună ziua, cum vă numiți? Mă numesc Nisipeanu Petre, sunt inginer agronom. Deservesc o unitate de producție de o suprafață de 1200 de hectare, amplasată în comuna Vărești, județul Giurgiu, și ne ocupăm de partea tehnică a acestei societăți. Ce se cultivă pe exploatația asta? În general cultivăm o suprafață de 300 de hectare de grâu, în jur de 105 hectare de orz, 150 de hectare de porumb, cam 200 de hectare de floare, astea anual. Le faceți prin rotație? Prin rotație, fluctuează de la una la altul în funcție de suprafețe, de asolamentul care îl avem. Folosiți mijloace de protecție a culturii, soluții și tehnologii de ultimă oră? Da, bineînțeles. Floarea soarelui se cultivă numai în
în regim de erbicidare cu produse tip pivot pentru pulsar pentru comătrea buruienilor și în funcție de ce se pretează hibridul expres sau alt erbicid care se pretează pentru această cultură. Cam cât valorificați din sfaturile, din mijloacele tehnice propuse de către companiile cu care lucrați? Adică vă bazați mai mult pe experiența proprie obținută în teren sau luați de-a gata sfaturile date de companiile astea? Bineînțeles că sfaturile care le dau companiile nu sunt tabu ca să fie respectate pe aceeași suprafață în același gen. Deci noi le adaptăm la condițiile care le avem noi. Știu ce se pretează la o anumită suprafață, ce buruieni sunt acolo, și în funcție de ce avem în sol și în zonă, folosim tehnica care ni se pare cea mai adecvată. Presupun că sunteți în domeniul producției agricole de ceva vreme. În ce măsură sunt respectate tehnologiile acestea de mileniu 3, dacă vreți, în România? Da, eu zic că sunt respectate în funcție de fiecare om care e la locul respectiv. Deci să cheltuie niște bani și nu are rost să nu folosească această tehnică. Pentru că vechea tehnică e deja depășită, pe care eu am trăit și pe asta. Să înțeleg. Dar timpurile avansează și tehnica este alta în fiecare an. Deci să înțeleg că tehnologiile de protecție a culturilor agricole de ultimă oră sunt chiar eficiente și rentează pe termen. Sunt eficiente, într-adevăr. Deci principalul scop este producție. Deci dacă producțiile sunt ridicate în funcție de tehnologia care o aplici, deci scopul este atins. Noi vă mulțumim foarte mult și mai avem o singură întrebare pe final. Care este cea mai frumoasă și cea mai importantă profesie din lume? Cea mai importantă și cea mai frumoasă profesie din lume, pentru că pe asta am ales-o și eu, este cea de fermier. Vă mulțumim din tot sufletul! Peste munți și braz, ce bucurie amazimă! Ninge peste munți și braz, ce bucurie amazimă! Au pus cai la sănioară, să colim până diseară. Sania cu zurca lui mă. Ce tinării ram de brad, se așterne neaua pe ramă. Din ram de brad, s-a șterne leaua pe ramă. Nu-mi e frig să ies afară, să stâng cu drag inimioară. Toate cântecele mele le împodobesc cu stele. Cetină verdeniță, toată sărea e cuprinsă. De cetină verdeniță, toată sărea e cuprinsă.
frații lasă seară, cântă cu drag inimioară. Când cu dor și când cu drag, ce din verde de brad măi. Peste sați lasă seară, cântă cu drag inimioară. Să știți, dragii mei, că nu mai este nici aurul ce-a fost, dar nici sămânța de tomate. Astăzi, gramul de sămânță hibrid din import costă cât un gram de aur și nu este de cea mai bună calitate. Dar ca să creezi hibrizi competitivi, ai nevoie de un material genetic bun, așa cum putem găsi la stațiunea de cercetare și dezvoltare legumicolă Buzău. Haideți să vedem următorul reportaj. Binecunoscuta stațiune legumicolă Buzău, astăzi stațiunea de cercetare-dezvoltare, înființată în urmă cu 57 de ani, a fost, este și cu siguranță va rămâne un reper important pentru legumicultorii români. Chiar și în condițiile în care stațiunea își menține cu greu activitatea, colectivul celor 10 cercetători își duce la îndeplinire proiectele cu atâta pasiune și îndârjire, încât an de an reușesc să ne surprindă cu noi brevete obținute pentru produse românești de calitate, cu gust, neegalate de legumele din import. Suntem alături de unul dintre oamenii de suflet ai stațiunii de cercetare, dezvoltare pentru legumicultură Buzău, pentru care legumicultura nu cred că mai are secrete, așa este, domnul vânătorul? Oh, mult spus. Învățăm mereu și descoperim lucruri noi. Cu cât pătrundem universul plantelor, atât aflăm că știm foarte puțin din lumea lor și știm foarte puțin să comunicăm cu ele. Deci nu, avem multe de învățat și lucruri noi întotdeauna. Fiecare zi învățăm ceva de la plante. Care sunt obiectivele dumneavoastră în această stațiune? Deci, care este segmentul dumneavoastră? Eu coordonez activitatea laboratorului de genetică și ameliorarea plantelor. Practic, cu colectivul pe care îl coordonez, noi avem trei obiective principale. În primul rând, reabilitarea plantelor neglijate în cultură, plantele autohtone care au cultivate altădată, plantele endemice, le spunem noi, pentru că au fost neglijate în cultură și facem eforturi de reabilitarea lor, de introducere în cultură. Mă gândesc aici la realizările noastre, la amarantus, bob, linte, fasoliță, topinamburum, deci plante care în trecut erau cultivate pe scară largă și se găseau în fiecare gospodărie, iar astăzi sunt pe cale de dispariție. Și, sigur, încercăm reabilitarea lor, încercăm să obținem soiuri noi, soiuri valoroase, competitive, pentru a le introduce în cultură, mai ales că sunt acasă și nu au cerințe deosebite la condițiile pedoclimatice. Deci vegetează și fructifică foarte bine în condițiile pedoclimatice ale țării noastre, fără a interveni foarte mult asupra lor, fie pe cale chimică, fie pe cale tehnologică. Ci, iată, sunt, dacă ne gândim la amarantul, să-l găsim și în flora spontană, dar poate fi cultivată în cultură organizată, în tehnologie modernizată, fără niciun fel de produs chimic. Un alt obiectiv important al laboratorului de genetică și ameliorare a plantelor, condus de cercetătorul Costel Vânătoru, este acela de a obține soiuri hibrizi competitivi cu creațiile biologice moderne, astfel încât acestea să răspundă cerințelor cultivatorilor, procesatorilor și, nu în ultimul rând, consumatorilor, la un preț accesibil. Avem hibrizi de tomate siriana, o creație a noastră, a laboratorului, care a început să prindă piață, poate fi cultivată cu succes în spații protejate și în câmp, deci are acest fenomen de heterozis, de plasticitate ecologică, deci adaptare la condițiile de mediu și mai ales la condițiile extreme de mediu cu care ne confruntăm în ultimii ani. Pe urmă avem castraveți hibrizi, Triumph, Sirius, alte două creații hibride, acum am ieșit pe piață cu o vânătă hibridă, H1 Buzău,
botezată provizoriu Virginia. Sperăm să treacă, acesta este ultimul an de testare și sperăm să treacă cu bine și anul acesta să putem să primim certificatul de omologare și după aceea brevetarea. Deci, iată, acest segment de creații unde noi eram deficitari, deci noi nu aveam hibrizi de legume pentru spații protejate și pentru câmp, ne-am îndreptat atenția către această zonă a cercetării să obținem creații, așa cum am spus, biologice competitive. Aici este lupta cea mai dură, cea mai grea, ca să reușești să faci hibrizi și soiuri valoroase, ai nevoie de material genetic valoros, de o muncă titanică, o muncă de lungă durată în spate. Practic, noi am început cercetările pentru acest hibrid în 1996, hibridul de tomate, și l-am finalizat în 2006, deci a durat foarte mult. Dar acum avem un patrimoniu genetic bogat la principale specii legumicole și cu acest patrimoniu genetic bine șlefuit, pe care noi l-am urmărit în timp, l-am monitorizat în timp, acum putem să obținem creații noi valoroase. Dacă vorbim de tomate, avem poate cea mai bogată colecție de tomate din țară și una, zicem noi, prestigioasă în Europa, peste 700 de genotipuri de tomată. Deci de la tomata ornamentală care poate fi cultivată în ghiveș până la tomata de mare producție. Nu mai vorbim de diversitatea acestor creații pe care noi le avem. Tomată galbenă, tomată albă, tomată roșie, portocalie, tigrată, verde, până la tomata neagră de Crimea și alte creații de tula, alte creații acestea care nu au fost cultivate până acum pe teritoriul țării noastre. Sigur, la fasori la fel avem o colecție bogată, la toate speciile la care noi lucrăm, ca să putem să obținem creații, avem nevoie de această bază genetică solidă. Pe lângă soiurile comune cu care ne-am obișnuit, laboratorul de genetică și ameliorare pregătește o serie întreagă de proiecte care vizează aclimatizarea unor plante exotice, necultivate în România, dar cu calități formidabile pentru sănătatea umană. Materialul genetic a fost deja procurat, urmează perioada de aclimatizare, ameliorare și, în final, elaborarea tehnologiei de cultură pentru ca și românii să poată beneficia de aportul nutritiv al unor plante originare din India sau Peru. Așa cum știți, fiecare plantă pe care noi o cultivăm are o zonă de origine. Tomata, Peru, vinetele, India, Birmania, deci fiecare au fost aduse în țara noastră într-o anumită perioadă de timp. Puține legume putem spune că sunt de la noi. Ne gândim la varză, care provine jurul Mării Negre, jurul Mării Mediterane, morcovul la fel, dar celelalte, care noi le găsim în cultură pe suprafețe foarte mari, au fost aduse într-o anumită perioadă de timp. De aceea noi considerăm că încă mai sunt multe alte plante care pot fi aclimatizate și cultivate la noi în țară. Drumul acesta este un drum lung. În primul rând, trecem și aici prin mai multe etape. Prima etapă, procurarea materialului genetic, semințe sau butane, în funcție de cum se mulțește planta respectivă. Pe urmă, după aceea, perioada de aclimatizare. Dacă ne referim, spre exemplu, la castravetele pentru diabet, care nu le avem aici, cercetările au început tot la fel în 95 și abia după 2000 am început să avem primele rezultate. Deci am adunat atunci 6 biotipuri de castravete amar și în acela unul dintre ele s-a adaptat foarte bine la condițiile climatice, după care am trecut la ameliorarea speciei respective. Deci prima etapă de aclimatizare, colecționăm tot ce se găsește, tot ce putem noi colecționa din zona de origine și ce s-a adaptat, trecem la perioada la obiectivul următor de ameliorare, adică să obținem un soi distinct care să aibă caractere de distinție, să fie uniform, să fie stabil. Deci practic ceea ce să întrunească condițiile de soi de creație biologică ca să poată să fie omologată și brevetată. Și după aceea elabora tehnologii de cultură. Deci, iată, introducerea în țară a unei specii noi se face cu multă greutate. Vreau să vă spun un secret. Dacă vreți să vă hrăniți animalele cu iarbă proaspătă acum, iarna, noi vă dăm o soluție împreună cu interlocutorul colegei noastre, Patricia Pop. Domnul Cristian Lăzăroiu, ați adus în România un nou tip de furaj. Despre ce este vorba? Este un furaj verde pe care îl obținem prin metoda de hidroponie. Ce înseamnă? Să explicăm celor care ne privesc ce înseamnă hidroponie. Fără substrat, nu? Da, semințele sunt puse în niște tăvi speciale pe care le puteți vedea aici. Ele
se pun în cantitate de aproximativ un kilogram în fiecare tavă. Despre ce semințe vorbim? Semințe de cereal. E un mix sau un singur tip de semințe? Poate fi un mix, fără nicio problemă, sau un singur tip de semințe. Asta este exact ceea ce veterinarul îi poate spune fermierului, celui care crește animalele, ce anume tip de semințe poate fi folosi. Și se potrivește animalului pe care îl are în gospodărie. Exact. Bun, se întind aceste semințe în niște tăvi, văd, da, nu? Speciale. Tăvi speciale, da. Așa. Se întind aceste semințe. Ce se întâmplă cu ele? Și se introduc într-un container în care atmosfera este controlată, adică umiditatea și temperatura. Aceste semințe germinează forțat, exact în 7 zile. Da. Ele ajung la aproximativ 150-200 de milimetri înălțime. Creează această masă verde, da, iarbă, pe care animalele în mod normal o adoră, da, și cu care fermierul poate să asigure hrana, furajarea animalelor pe care le are sau păsărilor, și le poate asigura o hrană sănătoasă. Și bănuiesc că asta se poate face tot timpul anului, nu? Asta se face din a 7-a zi, de când se achiziționează sistemul respectiv, containerul respectiv, se face din a 7-a zi, în fiecare zi, 365 de zile pe an. Deci, practic, dumneavoastră propuneți fermierului ce anume? Containerul, sistemul, da? Și nu doar acest furaj. Nu. Propuneți un sistem, sistem bazat pe un container cu o atmosferă controlată, da? Da. Care asigură temperatură și umiditate potrivite pentru creșterea acestor cereale, da? Și în 7 zile se pot obține câte tăvi din acestea într-un container? Sistemele noastre asigură un multiplu de 500 de kilograme. De sămânță sau de masă verde? De masă verde. Care este procedura? După 7 zile se poate relua procedeul? Sau? Nu. Este un procedeu continuu care începe după primele 7 zile. Containerul respectiv se încarcă cu a 7-a parte din numărul de tăvi în prima zi. În a 2-a zi se încarcă cu cea de-a 2-a septime din, și așa mai departe, până se ajunge la a 6-a zi. În a 7-a zi se scoate masa verde care se dă, bineînțeles, animalelor. Tăvile acelea se curăță, se spală, absolut normal, numai cu apă, da, și se încarcă din nou cu semințe. Se reia ciclul, practic. Și se introduc din nou în container. Și așa și se reia ciclul. Da. Și, uh-huh, și așa se reia ciclul care, din acel moment, este de-a lungul anului, în fiecare zi. Înțeleg că în felul acesta nu aveți niciun fel de consumabil, având în vedere că nu folosiți substrat, pământ. Da, nu corect? Există niciun fel tăvile de substrat. Tăvile nu trebuie schimbate la fiecare ciclu, se pot folosi tot tăvile, acestea, tăvile dacă sunt curățate. Tăvile sunt din plastic, se pot folosi, după curățare, se pot folosi absolut tot timpul. Nu există niciun fel de substrat, iar dacă e vorba de consumabil, avem un consumabil. Avem apa și curentul, bănuiesc, și, nu? Și curentul electric. Temperatura este asigurată de niște, da, sunt niște aeroterme pompe sau? De, nu, pompe este, de căldură? Este o pompă de căldură, aer-aer, care asigură și ventilația și temperatura optimă într-un timp atât de scurt. Care este costul, să spunem, a unui container și care sunt costurile în ceea ce privește funcționarea acestui container? Costul pentru un container se situează undeva între 19 și 30 de mii de euro. Masa pe care aceste sisteme o asigură, masa verde pe care o asigură, de 500 până la 1000 de kilograme. Costurile de funcționare sunt consumul de apă care noi le recomandăm a fi din pământ, adică nu dintr-un de la puț, vreun din furnizorii tradiționali de apă. Da, dintr-un puț. Consumul electric este aproximativ de 120 de kW pe zi. Acest tip de furaj, cui este destinat? Cărora animale? Cu acest furaj se pot hrăni capre, oi, cai, vaci și, de asemenea, păsări. Ce avantaje, din punct de vedere nutritiv, asigură animalelor acest tip de furaj? Acest tip de furaj este, în primul rând, este
o hrană vie. Furajul este plin de vitamine și de nutrienți și conține ceea ce eu cred că e unul dintre lucrurile cele mai bune. Are o cantitate foarte mare de beta-caroten. Acum eu vă întreb, dar poate îmi spuneți noastră, oferiți animalelor integral această masă verde, adică nu se taie, nu se rupe, cum o oferiți animalelor? Această masă verde efectiv se taie în câteva fușii din toată tava. Da. Ea se mănâncă integral de la rădăcină. Deci inclusiv cu rădăcina, asta vreau să știu. Inclusiv cu rădăcina. Bun. Uneori caprele au avut în primele zile o problemă cu a mânca rădăcina. Dar având în vedere gustul ierbii de deasupra, devine obișnuință a mânca cu totul și se mănâncă integral, adică animalele, toate pe care vi le-am spus mai devreme, mănâncă absolut integral. Vă mulțumesc foarte mult și succes în ceea ce faceți! Mulțumim și noi, sărut mâna! Fișor mândra copilă, la na 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 na. Doropa fără suspină, la na 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 na. Eu fișor mândra nevastă, la na 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 na. Doru plânge la fereastră, la na 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 na. Arge lume toată în foc, la na 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 na. Dacă n-am avut noroc, la na 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 na. Să stau cu mândra într-o casă, la na 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 na. Mie să fie mireasă, la na 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 na. Arge-i lume de foc cu pară, la na 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 na. Dacă n-am avut cineană, la na 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 na. Mândruța mea să fie, la 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 la. Eu s-o duc la cununie, la 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 la. Cu dor beau, cu dor mănânc, la 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 la. Și cu dor seara mă culc, la 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 la. Și mă uz geam mândridon, la 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 la. Ia nevastă, eu fișor, la 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 la. Și mă uz geam mândridon, la 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 la. Ia nevastă, eu fișor, la 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 la. Știați că și albinele au revelion? Petrec cu toatele noul an în august. Asta numai dacă au cu ce și dacă apicultorul le-a pregătit stupul pentru noul an, dacă le-a pus rezerve de hrană, dacă le-a schimbat reginele, dacă le-a stimulat familiile pentru următoarele generații de puiet. În sfârșit, dacă nu ați făcut încă toate acestea, să știți acum măcar să dați zăpada de pe stupi și să puneți ceva mâncare, pentru că următorul nostru invitat, Dan Puișor, ne va arăta o rețetă foarte simplă pe care o putem pregăti în casă să ajutăm albinuțele să se hrănească și să treacă de iarna asta foarte grea. Orice om care vede o ramă plină de albine este vrăjit de numeroasele cantități de albina. Uitați, este o matcă marcată. Uitați aici. Uitați-o cum se mișcă. Uitați, asta este. Uitați, în mijlocul familiei de albine și este înconjurată de către albine, este hrănită de către albinele doi și uitați, dacă ai putea să urmărești să avem și avem puiet, aici, puiet la ora actuală, avem. Pe rama asta, uitați ce căldură, este plus 35 de grade și uite aici în mijloc, dacă Marian, urmărești, dacă poți, într-una din celule. Urmărești aici în mijloc, o să vezi ouă și larve de
albină. Da, eu chiar uite, văd cu ochiul liber aici. Uite, și matca o regăsim aici, în mijloc, uite. Deși ochelarii mei nu i-am. Vezi? Ce frumos, uite Ciprian, e full, tată. Uite, uite aici, uite aici. Asta deci e nu e bine totuși în această perioadă, dar e perioada ei. Suntem pe 12, zilele călduroase, îți spun cuvântul. Da. Haideți să le așezăm. Închidem imediat, mai ridicăm o ramă ca să vadă. Ce înseamnă că nu sunt căpăcite, deci n-au ajuns la stadiul de căpăcire, da, sunt larve în vârstă de 6-8 zile. Da. Deci nu, dar uitați dacă nu mă înșel, avem și câteva căpăcite? Uitați, da, uiteți, da, vedeți? Da. Și puiet căpăcit în fază de ecluzionare. Asta e, da, trebuie mare grijă. Da, nu e perioada lor acum când începe, da, ponta familiei de albine. Deci, da, în această perioadă, în prima decadă a lunii ianuarie, mătcile sunt hrănite și familia de albine își începe sistemul biologic. Dacă totuși familia de albine nu are atâta hrană cum dumneavoastră le-ați lăsat în toamnă. Da. Putem să le ajutăm? Și dacă putem, cu ce putem? Fără doar și poate, deci apicultorul trebuie să intervină la familia de albine ca să nu moară. De completare. Cu o hrană de iernare și de completare rezervelor de hrane, că altfel mor familia de albine fără hrană. Trebuie să o facem. Sigur, fără doar și poate. Când trebuia să o facem, într-adevăr. Da. Ce se întâmplă? Lucrările foarte importante încep cu prima decadă a lunii, e august. Trebuia să atunci începe anul de grație 2014. Deci 1 august 2013 a început anul 2014. Așa. De apicultură. De atunci, apicultorul profesionist trebuie să intervină cu anumite lucrări tehnologice, astfel încât familia de albine să fie puternică la intrarea în iarnă. Efectiv, să schimbăm reginele, să asigurăm spațiu de ouat la reginele tinere, să completăm rezervele de hrană, să stimulăm familia de albine pentru noi generații de puiet. Totodată să efectuăm tratamentele antivaroa conștiincios și cu foarte bune rezultate. Dumneavoastră, da? Spuneți că e bine chiar în toamnă să fie două sau chiar trei tratamente. Deci, da? Pe timpul unui sezon apicol, la o familie de albine, contra parazitului varoa se efectuează 5 tratamente. Da. Trei în toamnă, două în primăvară. Două în primăvară. Da. Pentru că cu acest parazit nu ne putem juca. Este, da, un parazit care suge efectiv hemolimfa familiei de albine, se dezvoltă progresiv, aritmetic, în perioada de toamnă efectiv, foarte mult. Nu există familie de albine care să nu aibă varoa. Sigur. Nu există. Sigur, sigur. Unul dintre factorii de succes în această nobilă meserie, deci ca să fii un apicultor profesionist și să ai rezultate, este să deții controlul bolilor la familie de albine. Este foarte important acest aspect, pentru că ținând cont că având o igienă foarte bună la familie de albine, vom avea succes, deci nu vom avea boli. Deci familia de albine singură se apără contra bolilor cu ajutorul propolisului, de exemplu, da? Care este antimicrobianul familiei de albine. Dar dacă nu există cules în natură și apicultorul n-a intervenit cu surse de hrană sau să stimuleze familia de albine, atunci familia de albine se îmbolnăvește sau este parazitată de diferiți, da, deci de boli sau dăunători. Să ajutăm și noi, da? Absolut, absolut. Așa. Uitați cum această mică insectă zboară și încearcă să ajungă la casa ei când simte unde este cuibul familiei ei, da, și uitați, s-a așezat pe pereți și atunci rămâne acolo. Da. Și se duce la căsuța ei. La hrana care o putem da acum. Deci la ora actuală se poate face mai multe tipuri de hrană. Exact, deci avem la îndemână de unde anumiți producători de hrană pe bază de fructoză, glucoză, maltoză sau putem în condiții gospodăresc să creăm o pastă proteică, o pastă de zahăr farin cu miere. Da, deci în perioada aceasta, da, sigur, din zahăr farin, o părți. La 8 kg de zahăr farin se adaugă, deci la 8 kg de zahăr farin, da, se adaugă 2 kg de miere și 350 de ml apiprotostop, un extract de plante care ajută foarte mult la reglarea tractului digestiv al familiei de albine. De-a lungul anilor ați experimentat, ați îmbunătățit o rețetă
referitor la acest extract de plante pe care l-ați făcut chiar dumneavoastră. Da, da, da. Sunteți pe cale să-l omologați? Da. Conține foarte multe plante care ajută familia de albine să treacă mult mai ușor peste acest sezon de iernare și totodată să se fortifice pentru viitorul pentru viitorul sezon de primăvară. Deci aici avem în componență anumite tincturi din plantele deosebite care conțin tananții, care sunt principii amare, și aici ne referim la coada șoricelului, da, mușățel, da, sunătoare și gălbenele, da, care sunt principantele plante din acest extract de plante. Pelinul este un deosebit antimicrobian care este folosit cu succes. Busuiocul de grădină, cimbru, anasonu, levănțica, da, da? Și îl folosim și pe scară largă, tintura de usturoi, apa vie, care este o apă neutră, care nu este îmbogățită cu minerale, și mai folosim totodată foarte bun este anasonul. Da. Acest extract din 14 plante asigură o iernare amestecat cu ce am vorbit mai ieri, asta, deci vorbim de o hrană de iernare. Hrana proteică se dă în momentul când albinele au făcut 2-3 zboruri de curățenie. Nu poate fi preluată de albine această hrană ca și o hrană de stimulare, cumva? Deci această va fi preluată o hrană de iernare, orice hrană dată, dar nu proteică, proteina, deci, o dăm în momentul... Scăzută, da, sigur, trebuie. Între 15 și 20%, da, dar hrana proteică se dă după 2-3 zboruri de curățenie la familia de albine și asta ne începând... Ne referim la luna... Da, la luna martie putem să spunem. Martie, da? Deci când începem să creștem puiet... Trebuie să conștientizeze apicultorul că odată cu apariția polenului în natură, apicultorul trebuie să stimuleze familia de albine. Că numai cu ajutorul hidrocarbonaților din polen, zaharoza care o aduce, pentru că nectarul este o zaharoză, cu ajutorul hidrocarbonaților din polen, albina poate transforma cu ajutorul enzimelor, și anume invertaza care se găsește în glandele hipofaringele, poate transforma zaharoza în fructoză și glucoză, care este implicit mierea. Haideți de albine. Să încercăm, în funcție de timpul dumneavoastră, și noi încercăm să facem încă o informare pentru apicultori cu hrana de stimulare, o altă întâlnire. Fără doar și poate, cu cea mai mare plăcere, și vă mulțumesc că ați venit astăzi în pina mea. Mulțumesc AgroTV, mulțumesc pentru amabilitatea de a fi împreună și a spune și a împărtăși tuturor apicultorilor în această țară tehnologia apicole modernă, astfel încât să aibă succes în această nobilă meserie care e apicultura. Iernare ușoară. Vă mulțumesc, toate cele bune, vă doresc. Vii căluț, hai căluț, hai căluț, vii căluț, du-ne la mândruța măi. Au căluț cu cănașei, măi, sâmele am îndrat cu ei, măi. Am căluț cu surgalei, măi, gânduși prin munți și văi, măi. Ti s-or pune la caruță, eu-mi dau o văz și grăunță, eu-mi dau apă din ștubei și-o zburam într-o cu ei. Ti, hai la galop! Din potcoapă se văd foc, di-di-di cu patru roate, când până la mândrai departe. Di, hai, la calou, din potcoapă se văd foc, cro-patro, cro-patro. Chilis nu m-a foc, măi, măi. Azi joc mâini strânsure, n-am jucat de-am o lume, n-am jucat din postul mare, m-a furmică din cișoare, măi, măi. Să uită ca pinuță și-o legă tot ce cuță, a uită ciucoțele, când m-a jucat cu ele, măi. Așa mi-o spune, de-ri-de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 
samă, diri-de-ri-de-ri-da. Nidra cântitul și jocul, diri-de-ri-de-ri-da. Și mândra bată norocul, diri-de-ri-de-ri-da. Nidra camușă la nuntă, diri-de-ri-de-ri-da. Scripuța cu lumii multe, diri-de-ri-de-ri-da. Când auzi scripcă la hram, hai mare bucurie am, zi mă, ia ca așa. Domnică, de s-o fac o lampa mică și ulița întunecoasă, că-ar veni la tine acasă. Hai, da, leliță, hai, să nu ne vadă nihai, să nu știi vecinii și să nu ne latri câini. Hai, când ne-ar lătra șoptă aceea, să vii la gura mea, când ne-ar tășea și-ar lătra, mândru ne-am să rătă. Dar noi jucăm șopiuii, că trăim de-o veselii, că trăim de-o veselii, mă, diri-de-i-de-i-de-i-da. Hai îi spuneți de purtăm gine, când jucăm o gospodină, când jucăm o gospodină, diri-de-i-de-i-de-i-da. Hai numai ciudam să vă fac, șopii trece cu cel drag, șopii trece cu cel drag, mă, diri-de-i-de-i-de-i-da. Hai și din ica ta spișină, da, o jucă și o veșină, ia ca așa, 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 băi! Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. Să știți că un lucrător în comunicații, acum 8 ani de zile, a vrut să înceapă o afacere cu creșterea animalelor. Și să știți că cele 400 de capre și 600 de oi în primul an, să știți că i-au adus numai necazuri. Așa că omul a pus burta pe carte, cum se spune, și acum are o afacere frumușică. Haideți să vedem cum a reușit. Ne aflăm la ferma Caprina, situată în comuna Toporu, la 65 de kilometri de București, în județul Giurgiu. Stăm de vorbă cu domnul Iulian Micu. Spuneți-mi, ce sunteți de meserie? Așa aș vrea să pornim discuția noastră. Astăzi sunteți crescători de animale, dar ce făceați? De față sunt crescător de animale. Profesia dinainte a fost de lucrător în telecomunicații. Deci nu aveți nici în clinici mânecă cu creșterea animalelor. Și mai frumos pentru povestea de business. Când ați început activitatea aceasta? Am început această activitate în urmă cu 8 ani de zile, când m-am stabilit în această fermă, unde am închiriat câteva grajduri. Am achiziționat un număr de animale împreună cu altă cunoștință. Am plecat 12 pe acest drum. După circa 6 luni de zile, prietenul meu nu a mai rezistat, pentru că era foarte greu. El a început, nici el nu cunoștea absolut nimic despre creșterea animalelor, nici el, nici eu. Și după 6 luni de zile a renunțat. A clacat. Și atunci, în ce an erați când ați început? 2006. În 2006. Cu câte capre ați început? Am plecat cu un efectiv foarte mare, 400 de capre și 400 de oi. V-ați înhămat la treabă serioasă. Ceva groaznic. Neștiind ce ne așteaptă, bineînțeles că am avut pierderi foarte mari, pentru că localnicii, văzând că noi nu ne pricepem la creșterea animalelor de niciun fel, ne-au dat bonlave, bătrâne, sterpe, deci tot ce nu le-a mai trebuit lor. Și noi le-am luat la grămadă. Cu ce investiții ați pornit? În jur de vreo 40.000 de euro. Pe care i-ați investit în adăposturile pe care le-ați închiriat? Nu, nu. Deci, sau doar în animale? Doar în animale, doar în animale. Pe urmă, pe parcurs, bani în furaje,
iarăși de-a lungul timpului amenajarea adăposturilor. În primul an n-a reușit să face nimic decât pagubă. Bineînțeles, a fost o perioadă foarte grea pentru că nu știam să mulg caprele, nu știam nici hrănirea ca lumea, tratamentele la fel iarăși. Cu multe lacune, ați plecat necunoscut. Deci am plecat necunoscut, dar cu timpul, 2-3 ani de zile, m-am pus la punct și le-am învățat pe toate. Pe urmă, cea mai mare problemă de care m-am lovit după ce am rezolvat cu creșterea animalelor, după ce am învățat mult și cu tratamentele, m-am trezit că fac producție de lapte și n-am ce face cu laptele. N-aveți unde să o valorificați. Sigur. Altă și problemă. Problemă foarte mare, da. Și ce ați făcut? Am reușit, am găsit un procesator căruia îi vindeam laptele, venea și lua de la fermă de aici, dar pe un preț foarte mic, adică îmi dădea 80 de bani pe litru de lapte. Cu acești bani nu acoperam nici forajele pentru costurile de forajare, da. Am mers un an de zile așa că n-am avut încotro, deci iarăși un an pe pierdere. Anul următor am găsit alt procesator care a zis, eu îți dau mai mult. Bineînțeles că nu mi-a dat mai mult, că la un moment dat mi-a spus că, domnule, nu se vinde, laptele de capră nu se vinde, nu ți-l mai iau. Și eu ce fac acum, am mijlocul verii cu el. Și că nu știu, că nu pot să-ți mai dau bani și dacă vrei îți dau mai puțin ca să te scap. Și am mai pierdut încă un an de zile. Deci doi ani, primii doi ani din afacere. Primii doi ani s-au dus și încă doi după asta cu vânzarea laptelui pe prețul de nimic. Astăzi după... sunteți în al 8-lea an de da. Activitate. Deci 4 ani am mers pe pierdere. 4 ani ați mers pe pierdere. Da. Cum arată ferma astăzi? Câte animale aveți și cum vă descurcați astăzi? În momentul de față am un număr mai mic de capre datorită lipsei forței de muncă. Iarăși a fost un impediment acest lucru. Câți oameni vă ajută în fermă? Am doi lucrători în momentul de față, dar am avut perioade în care n-am avut niciun lucrător. Deci mă trezeam dimineața, lucrătorii fugeau noaptea. Și mă trezeam dimineața... Că trebuie să le faceți pe toate. Eram singur, dar și trebuia să le fac pe toate. Și cu un număr mare de animale nu reușeam. Și atunci am mai, pe parcurs, am mai renunțat din ele. Și în momentul de față nu am decât 250 de capre mulgătoare și 50 de tineret. Acum am zis, hai să încep din nou să cresc numărul de ce rasă aveți? Animale. Caprele sunt din rasa autohtonă, albă de banat și carpatina românească, iar de 2 ani de zile fac o ameliorare de rasă cu țapi din rasa Zanan și vreau să obțin o rasă mai productivă, dar cu caracteristicile cele autohtone, care, adică rasa autohtonă este o rasă foarte rezistentă și la intemperii și la boli față de rasele superioare de lapte, care sunt foarte sensibile, se îmbolnăvesc foarte repede. Să vorbim un pic despre valorificarea produselor pe care le realizați. Cum le vindeți și în ce orașe? Deci am optat pentru distribuție, avem un sistem propriu de distribuție, facem distribuție la domiciliul clientului. Deci produsele noastre ajung direct la ușa consumatorului. Avem un site de prezentare al produselor, de unde se poate face comandă online și de asemenea pe un număr de telefon. Clientul comandă, iar noi ducem produsul direct acasă. Livrăm în București, în toate sectoarele și avem câte o zi pe săptămână pentru fiecare sector. Deci omul și-a produse pentru o săptămână de zile. Avem clienți permanenți care comandă toată perioada anului în care avem produse și clienți facultativi care sună când află de noi, atunci comandă. Bun, excelent. Suntem acum în, în grajdul animalelor. Văd că le-ați, da? În adăpostul lor le-ați împărțit? Sunt împărțite pe vârste? Sau da, cum? Sunt lotizate. Așa se numește lotizare. Sunt lotizate pe vârstă și pe rase. Uh-huh. Având două rase, alba de banat și carpatina românească, le-am împărțit pe rase pentru că produșii lor iezi, vreau să știu din ce rasă sunt și care sunt părinții fiecărui... Corect. Când intrați în producție? Când încep să fete? Deci pe la sfârșitul lunii februarie trebuie să înceapă să fete, iar după 15 martie sperăm să dăm drumul la producție. Iezii păstrați? O parte din iezi, femelele opresc pentru a mulți numărul, iar restul îi comercializăm de mici.
Deci după fătare, la 4-5 zile îi vindem pentru a putea să luăm laptele de la capre. Ce producție obțineți în perioada lor de producție? Deci în momentul, în momentul de față obținem o producție de la cele 250 de capre în jur de 500 de litri pe zi de lapte crud integral. Pe care deja reușiți să-l și procesați, pentru că aveți această unitate de procesare. Da. Când ați înființat-o? Acum 2 ani am înființat această unitate de procesare, am accesat niște credite bancare, am construit... În valoare de? A fost în valoare de 150.000 inițial. Uh-huh. Și banii i-ați investit în aceste utilaje, să spunem că aveți în tancuri de răcire. Și într-o parte de utilaje, unele le luasem dinainte, din fondul propriu. Ce fac aceste utilaje? De exemplu, aceasta este o mașină de ambalat lapte. Deci laptele este... Ambalat la pungă, văd. Ambalat, da. Lapte ambalat la pungă. Este lapte crud integral. Așa, ce alte utilaje mai aveți? Că văd că mai există și alte utilaje. Deci acestea sunt două tancuri de răcire și stocare a laptelui. Într-un tanc se colectează laptele. Ce capacitate au? Proaspăt mulți. Un tanc este de 1000 de litri și unul de 800 de litri. Într-unul colectăm laptele proaspăt. O parte din el se îmbuteliază la pungă și merge la consum. Ce rămâne, îl mutăm în al doilea tanc și îl strângem mai multe zile pentru procesare, ca să procesăm odată o cantitate mai mare de lapte. Ce vedeți acolo este o vană de procesare pentru pasteurizarea laptelui, pentru brânzeturi. De asemenea, mai avem un separator de smântână, deci cu acel utilaj se scoate smântâna din lapte, se separă și bun, se deci v-ați dotat. Procesează. Da, avem, asta este important. Mai este pentru procesarea brânzeturilor, avem cameră frigorifică, cameră de maturare, cameră de termostatare pentru produsele acidofile, pentru că nu v-am spus ce produse facem. Asta urma să vă întreb. Ce reușiți să faceți acum în această unitate de procesare? Deci în afară de laptele, care este de bază, laptele crud, cu el am plecat și avem clienți care au rămas clienți fideli de 4 ani de zile, formă ne-am dezvoltat și pe lângă brânzeturi, care constau în brânza telemea proaspătă, brânza maturată, brânza dulce, este brânză dulce de capră, similară brânzei dulci de vaci, este o brânză degresată, cu 0,1% grăsime. De asemenea, mai avem un sortiment de brânză, noi spunem brânză specialitatea casei, este o rețetă proprie, și gama de produse acidofile, constând iaurturi și smântână. De asemenea, de anul trecut am început să producem și unt de capră. Untul de capră, să știți că capră, am găsit și eu în București la cineva unt de capră foarte bun. Dar vreau să vă întreb dacă aceste produse au mirosul acela specific de capră, pentru că majoritatea oamenilor fug de fug acest de miros. Mirosul și gustul de capră. Produsele noastre nu au nici gust și nici miros de capră, deoarece laptele este mult în condiții foarte igienice, iar el are o proprietate de a absorbi instantaneu orice miros, mirosul de grajd, de... indiferent. Adică de mediu, spuneți că igiena contează foarte mult, contează foarte mult la în procesarea și mirosul laptelui și de asemenea foarte mult contează furajarea animalelor. Cu ce le hrăniți? Gustul laptelui se reflectă și el, adică furajele se reflectă în gustul laptelui și al mirosului. Le hrănim cu fân de lucernă și cereale pe care un amestec de cereale pe care le facem muriala. Le cumpărați sau dispuneți și de teren pe care toate îl cultivați? Toate furajele le cumpărăm, nu deținem niciun fel de teren. Totul cumpărăm, deci caprele mănâncă din buzunar 365 de zile din 365. Mergeți înainte? Mai aveți planuri de viitor? Mergem înainte, vrem să ne dezvoltăm și ca număr de animale și ca produse. Vrem să scoatem anul acesta cașcavalul de capră. Sper să reușim să ne iasă să fie un produs bun și apreciat și, în principal, să mărim numărul de animale pentru a crește producția de lapte materie primă. Sunteți ambițios. Felicitări pentru ceea ce faceți. Mergeți înainte. Vă mulțumesc. Succes în activitatea noastră. Cine vrea să apuce de
această afacere. Pot să-i spun că este foarte greu, este frumos, iar dacă are ambiție și voință, se poate. Se-a îmbrățișat șoptindu-ne împreună. A noastră inimă și jura credință pe toți atâta dor în noapte să se stângă, când valurile de izvor n-au încetat să plângă. Când luna trece prin stejari, urmând mereu în aleș, când ochii tăi tot încă mari, se uită și gale. Știți cum se spune, dragii mei,
Un om gospodar este acela care își face vara, sanie și iarna car. Să știți că prietenul colegului nostru de redacție, Marin Dorobanțu, a vrut să fie mai cumos decât toți ceilalți, fapt pentru care a conceput o bancă pentru seriile frumoase de vară, care se transformă într-un minut în masă. Și invers. Și dacă se întâmplă așa, să vină vara, nu? Virgil, dacă fac așa o trecere în timp, ne cunoaștem de vreo 15-20 de ani? E adevărat. Așa. Nu-ți vine să crezi, te surprinde. Au trecut ani. Sunt atâția ani, da? Eu te-am cunoscut ca un om totdeauna pus cu gândul de a transforma, de a adapta, de a face lucrurile în așa fel încât dai dovadă permanent că ești într-o continuă căutare. Ai transformat niște fundații ale unei construcții într-o clădire de birouri. După care, e adevărat, au fost niște întâmplări în viața ta, chiar rămăsesei fără casă, ai transformat acele birouri în locuința ta, i-ai făcut o mansardă, subsolul ai compartimentat. Așa e. Și acum chiar locuiești acolo, ai o familie frumoasă, 3 copii. Mulțumesc Dumnezeu pentru ei, că sunt toți sănătoși și inteligenți, deștepți, îmi place să spun. Așa. Referitor la construcție, când am cumpărat terenul, a fost un demisol făcut. Cineva înaintea mea a crescut nutri sau ceva, dar nu vrea să se vadă peste gard ce face. Așa. A folosit beton foarte tare, foarte puternic. Da. Am încercat clădirea, am văzut că dacă aș fi spart, aș fi demolat tot, ar fi costat destul de mult. Și s-a venit o idee. Și atunci am zis, e păcat de betonul ăsta puternic, tare, mai bine o transform și îmi las casa mea. Și am făcut proiectul în așa fel încât să fie peste demisolul ăsta, de un parter și încă mansardă. Așa. Demisolul este aranjat la ora actuală, ca un apartament, locuiește cineva acolo și da, e bine pus la punct. În timp ți-ai construit o hală pentru dezvoltarea afacerii tale, trebuie să spunem, deci lucrezi într-un tâmplărie, într-un atelier de tâmplărie, dar ai transformat hala într-o, eu știu, o mică reședință de apartamente, garsoniere, o sală de ședințe. Asta... Sigur că da. Sigur, economia a determinat schimbările. Economia a fost și un sentiment că n-am știut înainte de criză că o să vină criza. La un moment dat m-am hotărât să scot atelierul din hala asta și să transform clădirea în apartamente. A trebuit să torn o placă, dar am făcut-o cum scrie la carte, adică cu proiect, cu proiectant, cu tot ce trebuie, ne-am explicat tot. Adică știu că ai făcut mult din lucrare, ai făcut-o tu cu mâna ta. Da, instalație electrică. Adevărat, toate aproape. Tot proiectul ți aparține în exclusivitate. Mi-a plăcut după servici să mă implic, să-mi lipesc cupru, țevile de cupru. Că lucrezi tu în lemn. Și centrala pe poziția singură. E adevărat. Deci m-am gândit să schimb utilizarea clădirii, să nu mai fie atelierul și să fie la etaj apartamente. Sunt 3 apartamente acum făcute, sunt toate închiriate. Parterul l-am transformat într-o sală de open space, folosită tot așa închiriată la cineva. Vin de multe ori să întrunesc acolo peste 100 de oameni 2 zile, 3 zile pe săptămână. Și acum atelierul este aici unde ne aflăm noi. Acum câteva zile m-ai sunat și mi-ai vorbit ceva de masă. Da. Eu zic că sunt bine crescut și când aud o invitație nu refuz. Iar când aud o masă, se vede și pe mine, nu refuz. Și am venit la masă. Da. Unde-i masa? Păi unde-i masa? E aia pe care stăm noi acum. Stai pe o banca e masă. Da. Da, e bine. Mâncăm ca pe șantier. Crezi lucrul ăsta? E o bancă, da, o bancă care se poate transforma în masă. O simplă mișcare
se transformă, are un sistem ca de balama, s-a transformat în masă. Vrei să o probăm? Hai să vedem. Hai să o probăm. Uite, se apucă de aici. Trebuie să iau și eu? Nu, nu neapărat, tu o persoană. Da? Se apucă de aici și pur și simplu tragi. Ia. Acum, hai să ne așezăm. Patru persoane. Ne așezăm la masă acum, da? Dacă vrei și încă un scaun acolo și un scaun acolo, șase persoane aranjat. Numai să ai ce pune pe masă. Excelent. Spune-mi, totuși e făcută din scândură de brad? Am făcut structura cadru care da. Se mișcă din cauza încheieturilor. M-am gândit că e mai bun stejarul. Pentru e mai rezistent? E mai sigur, rezistent. Da, e un lemn tare, rezistă la umiditate, e mult mai puternic. Așa. Și ca să fie ușoară totuși de transportat, am pus brad. Am învărit-o cu brad. Știi, eu am mai văzut prin parcuri multe și mese și scaune, dar care se mai îndoaie așa datorită timpului. Da. Asta, ce se întâmplă? În general, dacă se folosește lemn verde, neuscat. A, aici nu e folosit, e un lemn uscat. E un lemn uscat. Un lemn uscat, în uscător, se scoate la umiditatea de un 10. Tu ai un uscător? Am și uscător. Unde usuși și chiresteaua pe care lucrezi, lucrezi numai cu rețea uscată. Dar nu se lucrează greu, nu sare, că mulți spun că e mai greu, de-aia nu lucrează în lemn uscat, că mai sar nodurile. Că... E mai greu, e mai greu, dar dacă vrei să iasă ceva bun, trainic rezistent, asta e metoda, nu se poate. Așa. Și normal că ridică un pic costul ei din cauza uscării lemnului, dar e mai sănătos așa și ține mai mulți ani. Așa. Termenul de valabilitate e mai bun. Acum ai făcut masa, văd că scândurile astea nu le-ai unit. Nu e mai bine? Nu se așează mai bine păhăruțul sau cafeaua? Nu. În general este făcută o bancă de exterior sau o masă de exterior. E o masă a prietenilor. Iarna poți să o transformi, ai lăsat-o sub, ca o formă de bancă și o pui pe trotuarul casei. Nu trebuie un acoperiș. Nu trebuie loc de depozitare, nu trebuie un foișor mare, nu trebuie un acoperiș. Și ai strâns-o și ai lăsat-o pe trotuar sub streșină și nu o plouă, ca să o protejezi. Excelent. Și, ai transformat-o în masă și stai la masă, iar dacă ai uitat-o și a venit ploaia afară, n-are nicio problemă, trebuie să se scurgă apa. Asta e rolul acestor despărțituri dintre scânduri. Un rost între scânduri pentru scurgere. Lăsat intenționat. Excelent. Deci masa prieteniei, da? Masa prieteniei. Vine cineva la tine, ai scos banca de sub streașină, imediat ai desfăcut-o, ai pus ceva pe masă rapid și l-ai primit. E un prieten care te sună, trec într-o jumătate de oră pe la tine. Rapid, l-ai așezat la masă. Nu mai stai să cari masa, să pui, nu știu ce. Hai să ne așezăm pe banc. Foarte simplu. Uite, tot la fel. Ai luat de aici așa. Și ții cu o mână. Pur și simplu să dă pe sânge. Nu trebuie să te ajungi nici acum? Nu. E foarte ușor. Deci eu doar pot să stau, da? Sigur că. Acum stai. Minunat. Excelent. Felicitări. Mulțumesc. Mai poftim pe la noi să stăm pe banc. Excelent. La masa prieteniei. Ursarească cu fișori se joacă în sărbători și scaurșelați în spate cu cojoașii linturnate. Hăi, hăi, calcărar și apasat și oțel urducat le-a ganat și prihodine ca ursul rădășină. Calcărar și apasat și oțel urducat le-a ganat și prihodine ca ursul rădășină. Fișori mândri și de frunte, e ca și-o venit de pe munte. Pitați la pas și-o fi saltate, hop, șa, ca urșul la muricoape. Hop, șa, ta, șa. Toader, Gheorghe și Mitruț, Vladimir și Costanuț, prinși la ursarească în joc, tremură pe sub cojoc. Hoi, hoi, mândru joc, mândri
flacăi, s-o ales din șăptii voi. Sub iedudui pământul, când în joc se prind ca vântul, mândru joc mândri flacăi, s-o ales din șăptii voi. Sub iedudui pământul, când în joc se prind ca vântul, ca cărar și la pasar. Hopșa, barbatește talpa, bate-mă, zici că-s urși și nu fișori. Hopșa, în compas și-n glanori. De-atâta hurducat și paretile-o crapat, paretile de la casă, că pământul jos să lasă. Hăi, hăi, voi flacăi vă mai propiți, mai șuteți și vă șustiți, adăleni un potoboc și-un berbe și fript la foc. Voi flacăi vă mai propiți, mai șuteți și vă șustiți, adăleni un potoboc și-un berbe și fript la foc. În muie precus la mină, pe casă și carnea bună, împanat cu usturoi, hopșa, și stropchit cu vin de soi. Ies voinici pe rând din joc și se duc la poloboc și beau vinul cu cohița și își dragostesc mândruța. Hăi, hăi, din berbec rup carnea bună, precum urși oi la stână, vre aiștea surși curați, ori flacăi adivărați. Din berbec rup carnea bună, precum urși oi la stână, vre aiștea surși curați, ori flacăi adivărați. Vre nu surși când ne-ar hali, fișor de mamă bună și când joacă-ți-și cătună, mă! Hop, 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 așa, când s-o vreți să hodinesc, cu holer că să-și înstesc, dacă-i fric să nu îngheță, dacă-i cald să-ți rasfeță.